Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Observatorul Prahovean Live, alături de mine domnul Răzvan Enescu, candidatul USR Plus la primăria Ploiești. Bun găsit, domnule Enescu! Bună ziua! Domnule Enescu, în primul rând, o întrebare pe care cu siguranță ați mai întâlnit-o în ultima perioadă, având în vedere contextul ăsta nebun din politica din Prahova și din Ploiești. Sunteți sau nu candidat la primăria Ploiești? Sunt, dar nu s-a pus niciodată problema să nu fiu. Din partea USR Plus. USR Plus. N-aveți nicio legătură, din punct de vedere electoral, la alegerile locale pentru primăria Ploiești, da? Cu alianța PNL-USR Plus de la Consiliul Județean Prahova. Absolut niciuna și aș putea să adaug că eu am fost printre cei care s-au opus acestei alianțe la nivel județean. Vă mai mențineți această părere, da, chiar și după trei săptămâni, da, de la formarea ei? Da. Nu ați fi de acord, nu sunteți de acord cu această alianță la Consiliul Județean? Din ce motiv? Considerați că are de pierdut USR Plus? Nu, cred că ambele partide consider, deci atenție, eu consider USR Plus un partid. Deja avem o fuziune. Am avut o fuziune pe la 15 august. Cele două partide vor pierde. Adică, în mod clar, procentul PNL-ului cu procentul USR-ului nu vor face un procent mare. Este evident acest. Bun. Dumneavoastră ați avut astăzi o postare, să spunem așa, controversată, care s-a viralizat mai ales în mediul politic. O să citesc și celor care nu sunt abonați la pagina dumneavoastră de Facebook, de candidat al USR Plus la primăria Ploiești. Vă rog să nu vă lăsați păcăliți de tertipurile la care unii strategi fără scrupule apelează pentru a obține voturi. Este cazul PNL, care așa cum a făcut-o de atâtea ori, minte prin omisiune. A umplut orașul, vă referiți clar la Ploiești, de materiale de campanie în care candidatul lor la primărie apare alături de sigla USR Plus, vorbind de candidatul PNL, separat evident de candidatul USR Plus reprezentat de dumneavoastră. Bineînțeles că specialiștii lor în comunicare au profitat de protocolul semnal la nivel județean pentru a pune sigla USR Plus alături de cea a PNL în orice ocazie. Repet și voi repeta de fiecare dată, Răzvan Enescu, sunt împotriva alianței cu PNL în Ploiești. Și spuneți noastră, ei sunt principalii vinovați, vă referiți la Liberal, pentru dezastrul din Ploiești din ultimii 4 ani. Și este un atac la candidatul PNL, în care spuneți că se laudă cu realizări și minte prin omisiune. De ce minte prin omisiune candidatul PNL? Haideți să vedem. El se laudă cu niște realizări. Testul de le prezintă într-un mod foarte frumos. Să ne ducem aminte ce s-a întâmplat în acea perioadă. Este o perioadă neagră a istoriei românești. Perioada 2008-2012. Este perioada în care au fost tăiate salarii, TVA-ul a ajuns la 24%, dacă ne aducem foarte bine aminte, s-a băgat acel impozit forfetar, care a falimentat foarte multe firme. Deci economia a fost pusă pe brânci. Credeți-mă, eu știu din propria experiență, un arhitect în acea perioadă era norocos dacă lucra pe salariu minim pe economie. În general, majoritatea nu lucrau. Și foarte mulți specialiști din foarte multe domenii. Soția mea, medic stomatolog, în acea perioadă avea un salariu de 600 de lei, de 6 milioane. Plătind naveta la București, rămânea cu 3 milioane. Și se laudă cu niște investiții, în condițiile în care știm foarte bine că în acea perioadă erau foarte mulți oameni, miniștri anchetați, da, știți foarte bine, doamna Udrea a fost anchetată, nu știu ce s-a întâmplat cu dosarul lui, se pare că a fost curățată, care aveau genți lui Vuitton, aveau mașini de lux, da, și oamenii, bugetarii, angajații, firmele mici, sufereau. Și haideți să vedem cu ce am rămas. Am rămas cu o linie de tramvai. Eu stau în zona Părtiniști, da, și merg foarte mult pe șoseaua Vestului. Sunt momente când drumul ia un pic în lavale, așa, în toate direcțiile. Da? Și n-au trecut foarte mulți ani de când au fost terminate. Investiții făcute cu prea puțin simț de răspundere. Mai trebuie să mai vedem un lucru. Toate aceste investiții au fost făcute, sau o mare parte dintre aceste investiții au fost făcute cu aceeași firmă, proiectate de aceeași firmă. Și atunci, și investițiile cu care se laudă primăria acum. Da? Aceeași, nu-i dau nume. Da? Dom'le, ori fi o coincidență. E o coincidență. Da? Sunt foarte buni în domeniul lor.
Eu vă spun, ca persoană care a lucrat foarte mult în zona publică, șansele ca aceeași firmă să facă atâtea lucrări și atâtea lucrări sunt foarte mici. Ba mai mult să ne aducem aminte că Hipodromul a avut un concurs de arhitectură. Da? Din nou, este foarte greu să cred că ei sunt foarte buni pe atragerea de fonduri europene, foarte buni pe proiectare și sunt și niște arhitecți excelenți care vin cu o plastică fantastică pentru un obiect de arhitectură. Ba mai mult, specialiștii în hipism spun că acel hipodrom nu ar fi tocmai bun pentru că nu are o pistă separată de antrenament. Deci foarte multe investiții făcute fără simț de răspundere. Aceste investiții au fost una dintre cauzele pentru care Ploiești este în situația financiară și acum. Și noi am plătit din bugetul de stat, din bugetul local, am plătit foarte multe investiții în loc să luăm fonduri structurale. Bun. De ce credeți dumneavoastră că, mă rog, adversarii politici care la Ploiești reprezintă PNL, respectiv Alianța Pro-România, PSD, PPU, nu știu, îmi scapă, iar la județ vă sunt aliați, ca electorat, sincer, cred că alianțele astea și de stânga și de dreapta nu au un alt efect decât să îi bulverseze și mai mult pe oamenii așteptați la vot pe 27 septembrie. De ce credeți că au pus această siglă, chiar dacă dumneavoastră sunteți candidatul SR Plus, iar candidatul PNL este evident diferit? Nu există această alianță și la primăria Ploiești. De ce s-au folosit de sigla SR Plus? Nu știu, întrebarea trebuie pusă către ei. Ei prezintă și prezintă candidatul cu șanse mari, eu plecând pe locul 2 în toate sondajele, da? Oare așa o fi? Întreb. Dar dacă ar fi așa, oare ar fi nevoie să facem acest lucru? Ar fi nevoie să apelăm la niște minciunici, la niște aranjamente de acest gen. Eu vă spun următorul. Eu am fost student în București la începutul anilor 2000. Genul ăsta de activități erau prin Gara de Nord, Alba Neagră, Barbut, prin 2003-2004. Credeam că politica prahoveană nu trebuie să apeleze la așa ceva. Bun. În timpul negocierilor dintre USR Plus și PNL, la nivelul județului, s-a pus vreodată problema ca această alianță să funcționeze și la alegerile pentru primăria Ploiești? Și vă dau exemplul primăriei Câmpina, unde alianța funcționează. Acolo actualul primar nu mai candidează pentru un nou mandat, ci este un alt candidat din partea alianței PNL-USR Plus. La Ploiești s-a pus vreodată problema sau... Au fost mai multe etape de discuții și apoi aceste discuții au mers către o negociere. Din câte știu, eu am fost implicat într-o primă etapă de discuții. În această etapă mi s-a propus să se meargă pe această formulă PNL-USR Plus pe tot județul. Inclusiv la primărie. Inclusiv la Ploiești. Vă spun... Da. Oficial vă spun, mi s-a făcut o propunere, nu a fost negociat, a fost doar o discuție la o cafea, să fiu viceprimarul candidatului PNL. Practic, adică eu să mă retrag în cursă, să mă dau la o parte și eu să fiu acesta. Am refuzat. Mi s-a părut că nu este un lucru pe care alegătorii noștri USR Plus l-ar dori și ar fi total neetic. Mie mi se pare că genul acesta de alianțe făcute astăzi, ne certăm cu unii și mâine facem o alianță, mi se pare că noi luăm ostatici. Și nu mă înferesc de acest cuvânt, electoratul nostru. Luăm ostatic electoratul. Practic, pentru că ați refuzat, mă rog, hai să spunem oferta asta, alianța USR plus PNL nu a putut fi, să spunem așa, funcțională la Ploiești, la Primăria Ploiești și Consiliul Local. În mod evident. N-a fost o răzbunare, pur da. Și simplu nu s-a... Bun, dar din punct de vedere al alegătorului, cum credeți că se va descurca, având de ales între candidați separați ai Dreptei la Ploiești și candidat unic la județ? Adică, stați puțin, nu erați împreună? Bănuiesc că ați avut semnale din zona asta în care oamenii nu mai știu dacă alianța funcționează doar la județ, de ce nu funcționează și la Ploiești, dar funcționează la Câmpina și alte orașe. În primul rând, în Ploiești, eu vă spun un lucru. Oamenii sunt bulversați. Deci, oamenii nu știu ce să mai înțeleg. Da? Plus că oamenii, cum să spun, noi le spunem un lucru în Ploiești, le spunem, da, PNL-ul este responsabilul ultimor 4 ani,
dar la județ le spunem, mergem împreună, acolo e în regulă. Ăsta a fost argumentul pentru care am spus, da, ok, facem o alianță. Facem o alianță, dar facem o alianță post-electorală și facem pe proiecte mai degrabă. Nu forțăm alegătorii să meargă într-o anumită direcție. Noi în momentul de față forțăm alegătorii să meargă într-o anumită direcție. Nu mi se pare tocmai normal. Ăsta a fost argumentul pe care eu, pentru care eu am fost împotrivă și voi fi împotrivă și de acum înainte până la alegeri împotriva acestei alianțe. Cât de dispus ar fi alegătorul fan? Acolo, mă rog, se vorbește chiar de susținători fanatici ai celor două partide care acum au devenit unul singur, USR Plus, să voteze cu PNL-ul, de exemplu, sau într-o alianță care include PNL-ul. Mi-este greu să spun, eu cred că nu este foarte dispus. Practic, adunând procentele pe care le-ar fi luat cele două partide, da, separat, nu dau aceeași valoare. Deci, clar va fi o creștere și pentru USR Plus și pentru PNL. Este evident. Da. Dar în politică, da, eu n-am fost implicat direct în politică, dar am urmărit ce s-a întâmplat. Când două partide se aliază, este o creștere, dar nu este niciodată o sumă. Am înțeles. Bun. Explicați-ne și nouă de ce ar lăsa un arhitect, o profesie bănoasă, din punct de vedere financiar evident, să renunțe la o carieră pentru a deveni primar într-un oraș precum Ploieștiul, un oraș care se confruntă cu foarte mari probleme, inclusiv financiare, și cred că și veniturile, dar o să discutăm separat, ar fi mai mici, chiar dacă salariul unui primar de reședință de județ este totuși mult mai mare față de acum câțiva ani, nu cred că ar concura cu câștigurile obținute dintr-o profesie liberală, cum este cea de arhitect. Da, veniturile sunt mai mici, asta o pot spune de la început. Însă trebuie să vedem fiecare pentru ce am intrat în politică sau pentru ce am ales să facem o anumită meserie. Eu am ales să fac arhitectură dintr-un motiv foarte simplu. Vreau să las ceva în urmă. Și la fel și în Ploiești. Vreau să las ceva în urmă. Iubesc Ploieștiul. Iubesc orașul acesta, cum să vă spun, sună un pic ciudat. Mie îmi place să merg pe jos prin Ploiești. Merg destul de mult pe jos prin Ploiești. Să-i văd fiecare colț, să văd ce s-ar putea face în fiecare loc. Vă spun, câteodată am așa, câte o dorință să facem aici, să schimbăm, să modificăm. Vreau să las ceva în urmă. Vreau să las ceva în urmă la nivel mare. În Ploiești trebuie să lăsăm ceva în urmă. Ploieștiul acesta se degradează, se duce, se efectiv cade sub propria greutate. Este motivul pentru care dumneavoastră ați ales să candidați la primărie. Da. Bun. M-am uitat pe ultimele postări din ultima lună, să spunem, da. Și recunosc, nu am găsit niște proiecte marca Răzvan Enescu pentru primăria Ploiești. Niște proiecte de infrastructură, niște probleme, niște rezolvări la niște probleme pe care le cunoaștem cu toți. Infrastructura rutieră, problema transportului, a salubrității și așa mai departe. Unde pot găsi oamenii, nu neapărat promisiunile dumneavoastră electorale, ci soluțiile pe care le propuneți? Eu am un program, de fapt eu, toată echipa, eu am avut un program pentru care am candidat, cu care am candidat în interiorul partidului, însă toată echipa aceea a venit și a început să construiască pe acel program și avem în momentul de față un program în 6 puncte. Este un program destul de stufos. O să-l repunem Ne puteți da câteva direcții de dezvoltare, să spunem? Acum cu toții suntem de acord că proiectul arată jalnic, are o infrastructură de anii 80, ca să nu fiu mai răutăcios, și se confruntă cu enorm de multe probleme. Și cred că din cauza asta și ploieștenii și-au pierdut orice speranță că ar mai putea trăi într-un oraș curat și modern, precum, nu știu, Clujul, Brașovul, mai nou Oradea și așa mai departe. Bun, avem în programul nostru, avem 6 direcții de dezvoltare. Nu o să le detaliez, pentru că sunt foarte multe elemente electorale. Da, mulți vor spune, da, domne, astea sunt mai mult promisiuni. Însă, în primul și în primul rând, vom merge în zona administrativă și vom face o debirocratizare. Este necesară, noi nu putem să dezvoltăm un oraș fără acest lucru. Vom merge în zona, oamenii clar percep mediul și
ca o problemă, și este o problemă crâncenă Ploieștiului, și vom merge în această zonă unde putem să acționăm, da? Și noi unde putem să acționăm este regândirea spațiilor verzi și realizarea unor centuri verzi, izolând astfel partea industrială de oraș. Noi acolo putem să acționăm, însă vă spun, există și îl dau mereu cazul rafineriei din Viena, nu o să-i dau numele, da. Așa, care este despărțită de Viena, de un cordon verde, și Viena este unul dintre cele mai curate orașe din Europa. Deci avem aceste exemple de bune practici. Din nou, deșeurile nu trebuie să mai... Este îngrozitor, adică eu nu înțeleg cum a ajuns Ploieștiul unul dintre cele mai murdare orașe din România, da. Mă jur, deși nu plătim chiar cel mai mic tarif, adică nu ne putem compara cu alte orașe unde să spun, băi, oamenii sunt foarte săraci, nu își permit decât, nu știu, un leu taxa de salubritate și de banii ăștia face și operatorul local ce poate. Din contră. Un lucru pe care l-am tot auzit, da? S-a spus de atâtea ori, oamenii sunt de vină, oamenii sunt necivilizați, oamenii fac nu știu ce. Nu cred că în Viena sunt alți oameni, că sunt aceiași oameni. Vă spun, trebuie să avem șansa să putem să colectăm selectiv, trebuie să avem șansa să avem niște servicii de calitate. Nu ni se poate cere să fim civilizați în condițiile în care ni se spune colectați selectiv, dar la mine la bloc am trei pubele de același tip, plastic și... Apropo, știți cât este tariful la gunoi? 13,22. De fapt, sunt două tarife. Două tarife. Da, 13,22 este tariful, că celălalt nu este aplicabil. Iar o șmecherie girată de autoritățile locale, prin care cetățenii, în special cei de la bloc, care nu au posibilitatea de a colecta selectiv individual, da, sunt obligați să plătească același tarif pentru gunoi, să spunem, nesortat, deși, dacă ar avea posibilitatea, cu siguranță, și am exemplu unor localități mai mici, unde operatorul chiar a avut plăcuta, culmea, același din Ploiești, a avut plăcuta surpriză să vadă că în ziua în care se ridică deșeurile colectate selectiv, cantitățile cresc foarte mult de la o săptămână la alta. Deci oamenii sunt dispuși să facă același lucru. Dar dacă tu mă penalizezi pentru asta, de ce aș mai face-o? Sau dacă nu-mi pui la dispoziție, eu știu, o soluție simplă de a colecta selectiv? Nu se poate colecta. Eu invit pe domnii de la salubritate să vină. Eu nu fac scandal să răstorn pubele, da. Dar invit la mine să vină la mine la bloc și stau eu cu mașina de gunoi lângă mine să-mi arate și mie, mi-aduc tot gunoi și să spun, domnule, arătați-mi și mie în pubelele astea cum colectez eu selectiv. Dacă toate ajung în același... Nu numai că ajung, dar nu am pubele separate, da? Am pubele de plastic și nu știu vedeți ce, și am aici, așeași lucruri am... Aici intrăm într-un cer vicios. Operatorul zice, păi nu e problema mea, e problema primăriei, primăria susține, păi nu e problema noastră, e problema Consiliului Județean care a negociat prost cu operatorul în programul ăla, adică deșeuri, și practic cetățean nu este bun de plată. Bun, atunci să ne spună, domne, aduceți-vă pubelele de acasă. Mâine până să ne spună, aduceți-vă și mașini de gunoi, da, de acasă, ca să puteți, da, să le aveți. Da, mai bine să la rampă. Da, da? Da, este, da, este îngrozitor. Da, bun. Apropo și de modul în care funcționează interacțiunea cetățeanului cu primăria. Primăria Ploiești nu este tocmai friendly din punctul ăsta de vedere. Am publicat și noi numeroase sesizări ale cetățenilor care, disperați, ne-au spus că sunt alergați de la un ghișeu la altul, sunt puși să aducă tot felul de documente inutile, se pierd documentele pe care le-au depus și așa mai departe. Cum vedeți dumneavoastră rezolvată problema asta? Și vă întreb deschis, dacă, în calitate de cetățean, sau mai nou arhitect care a lucrat la proiecte inclusiv pentru beneficiari și au avut nevoie de acordul autorităților locale, dacă ați dat șpagă. Șpagă? Șpagă. Niciodată. Niciodată. Nici așa să vă treacă, să vă treacă un proiect la Comisia de Urbanism, să zicem, din... Păi, vedeți, aici este problema. N-am dat niciodată șpagă, dar nici proiecte prea multe n-am împlăiești. Am înțeles. Da? Adică... Aha, o fi vreo legătură? Cred că e o legătură. Cred că e o legătură, prieten, da. Da. Haideți să vă spun un lucru. Eu am spus un lucru și eu o să-l repet de câte ori este cazul.
Una dintre primele măsuri pe care o voi lua în momentul în care voi ajunge acolo, vom implementa standardul ISO 37000. Este standardul antimită. Eu nu cred că se ia șpagă în primăria Ploiești, ci nici în instituțiile deservite de aceasta. Să vrem, hai să ne asigurăm. Da? Hai să creăm niște proceduri prin care nu se mai poate lua. Da? Este păcat din... În plată știți că în organigrama instituțiilor ploieștene sunt aproape 5.000 de persoane. Bine, și la TC, și da, medici prin spital, toți sunt vreo 5.000 de persoane. Da. E păcat pentru 5-6 persoane, da, care poate iau șpagă, să fie pătați ceilalți 5.000. Este păcat. Bun. Deci n-ați dat șpagă. Niciodată. Și o spun, adică cine are altă părere, să vină cu dovezi. Eu nu am dat niciodată șpagă. Bun. V-ați publicat declarația de avere, ați făcut-o provocându-i și pe ceilalți, pentru că a mai răspuns un candidat la primăria Ploiești. La primăria Ploiești nu și nici la Consiliu, nu știu, să fi publicat. Colegii mei de la SR Plus vor da și curs acest apel cât de curând pe pagina comună, înțeles. Bun. Am observat acolo, însă, un amănunt, să spunem, important. Și anume, faptul că la salarii trecute ca venituri în declarația noastră de avere de candidat, trebuie să spunem faptul că în momentul în care orice candidat la Consiliul Local, Consiliul Județean sau Primărie sau șef de județ, candidații sunt obligați să depună acele declarații de avere, ați trecut la venituri din salarii 27.000 de lei. Nu e cam puțin? Este salariul minim pe economie în domeniul arhitecturii. De ce ați făcut asta? De ce trebuie nu ați, trebuie de să supraviețez ca firmă. Adică este un fel de, cum să vă spun, optimizare fiscală. Dar trebuie și eu, până la urmă, să trăiesc ca firmă. Nu pot să plătesc niște taxe foarte mari pe salariu. Că sunt taxele atât de mari. Taxele pe muncă sunt excesive. Excesive. Taxele pe firme tind către un paradis fiscal. Da. Da? Dar pe forța de muncă pe forța sunt de muncă foarte sunt excesive, mari. Sunt aberante. Bun. Și nu considerați că ar fi mai util pentru statul român ca în loc ca toată lumea să caute soluțiile astea care suntem cu toții de acord, sunt absolut legale, însă să impoziteze excesiv forța de muncă astfel încât oamenii să-și declare, nu știu, niște salarii mult mai mari, dar cu taxe mai mici, statul, prin bugetul de stat, n-ar avea de câștigat? Nu sunt expert fiscal, însă cred că ar trebui totuși un pic echilibrat această balanță. Mi se pare un pic ciudat că suntem foarte mulți puși în situația asta. Apropo, eu plătesc odată niște asigurări ca angajat, însă plătesc ca acționar alte asigurări. Adică eu plătesc practic de două ori asigurare pe salariul pe care îl facem cu toții, să știți. Toți care suntem liberi profesioniști, exact. Suntem destul de mulți. Cred că la nivel național suntem câteva sute mii de oameni destul de bune. Bun. Credeți că ceilalți contracandidați vor face acest exercițiu de transparență? Sper să-l facă. Eu vă spun un lucru. Am cerut, din două motive am cerut declarația de avere. Vreau, știți, în general foarte mulți vin cu un CV în față. Un CV foarte frumos, foarte înflorit. Vreau să cele două să fie puse așa un pic în lumină ambele în același timp. Pentru că mulți spun, domnule, sunt expert în nu știu ce, dar vreau să văd și în veniturile acestea. Și invers, cineva care spune, am lucrat toată viața la stat și are o listă întreagă de bunuri, cum ai obținut acele bunuri? Adică... Bine, raportate la ultimele venituri, să spunem, din ultimii 2 ani, ar fi justificate. Problema este dacă ai muncit și în perioada aia. În 2 ani nu pot face. În perioada cealaltă, da. Bun. Am și eu o întrebare pe final. Cât costă un bilet de autobuz, respectiv un abonament pe un traseu lunar, pentru că în calitatea dumneavoastră de arhitect mi-e greu să cred că ați călătoriți foarte mult cu mijloacele de transport public. Da, măcar ca idee, dacă tot candidați într-un oraș. Ce-i drept, nu prea merg cu mijloace de transport în comun, este foarte simplu de ce. Eu vă spun, rețeaua nu este chiar pusă la punct. Nu puteam ajunge din punctul A în punctul B foarte ușor. Însă, trebuie să recunosc, iarna, când sunt zăpezi, merg doar cu mijloace de transport în comun sau pe jos. Un bilet costă 2,5 lei. Adică l-ați nimerit? Așa, bine.
Asta... Cred că am mers cu 2,5 lei. Da. E posibil să fi mers cu 2 lei ultima dată. Așa pentru că anul acesta n-a fost o zăpadă chiar. Anul acesta nu am folosit, dar anul trecut am mers destul de mult cu troleibuzul. Așa, și un abonament, mai este acel abonament de 6 lei pe zi, așa, și este un abonament 122 de lei pe toate liniile transport. Bun. Vi se pare mult sau puțin în comparație cu veniturile ploieștenilor? Adică ați menține aceleași tarife, dacă le comparăm, de exemplu, cu Bucureștiul, sunt mari. Asta vreau să spun. Nu mai știu, efectiv nu mai știu cât sunt tarifele în București, dar tind să cred că sunt mai mari. Eu știu că în momentul în care eram student în București, știu că erau cam duble tarifele în București față de București. S-a menținut. La Bucureștiul nu știu cât e. Biletul cred că e 2 lei în București sau 1,50 lei, nu mai știu. Considerați că de banii ăștia ploieștenii au parte de un transport decent? Tarifele, m-ați întrebat mai devreme dacă sunt mari pentru... Tarifele nu sunt neapărat mari, dar dacă este să le raportăm la venituri, sunt măricele, a spune, mai ales la veniturile minime. Sunt măricele, din nefericire, însă ploieștenii nu prea primesc ceea ce plătesc. Adică știți foarte aici bine că... cred că este problema. Da. De banii ăștia, mă rog, condițiile de călătorie lasă mult de dorit, chiar dacă trebuie să recunoaștem, în ultima perioadă, primăria a achiziționat, e drept, din credite, mai multe mijloace de transport public moderne, dar totuși, cu siguranță, nu este suficient. La nu ceea este suficient. Și nu e o plăcere, chiar dacă s-a mai glumit, nu este o plăcere să mergem cu cel mai vechi Icarus din lume. Cred că a fost scos după ultima achiziție de Diamond-uri. Da. Bun. Pe final, un mesaj pe care îl adresați ploieștenilor care, mă rog, vă vor regăsi pe buletin de vot dacă nu se mai întâmplă cineva. Dar nu cred că mai are ce să se întâmple, nu? Nu se mai întâmplă. Candidaturile au fost depuse decât dacă vă retrageți dumneavoastră pe persoană fizică, da, cum ar veni. Da. Ceea ce cred că este exclus. Este exclus. Bun. Un mesaj pentru cei pe care nu neapărat îi doriți alături de dumneavoastră, ci măcar să vină la vot. Pentru că și asta e o problemă, având în vedere nebunia, mă rog, contextul pandemiei pe care îl trăim acum. Ce am spus mai devreme? Am spus că principalele probleme sunt poluarea, deșeurile, sănătatea. Astea sunt principalele probleme. Nu, uitați acest lucru. Principala problemă pe care am regăsit-o la ploieșteni și în general când am vorbit cu oamenii pe stradă, a fost încredere. Lipsa încrederii față de politicieni. Oamenii nu mai au încredere în politicieni. Nu cer lucruri multe oamenii, dar nu mai au încredere. Da? Mai ales din cartierele marginașe, sunt doar locuri unde se merge acolo în campanie electorală. În rest, nu mai merge nimeni. Deci, în primul și în primul rând, oamenii trebuie să regăsească încrederea. Cum vor regăsi încrederea? Contracandidații mei sunt foști primari. Toți sunt foști primari, cu mici excepții. Da? Sunt foști primari. Trebuie să regăsim încrederea în cineva în care a mai fost. Oamenii așa au spus ce au avut de spus. Nu ia în mandatele lor. Este nevoie pentru a regăsi încrederea de un om nou. Oamenii aceștia nu se vor schimba niciodată. De aceea este nevoie de oameni noi. Bun. Vă doresc succes, în aceeași măsură în care le doresc succes tuturor celor care s-au înscris în cursa electorală. Cu dumneavoastră mă revăd săptămâna viitoare. Până atunci, vă doresc multă sănătate!